Încă o zi și ne luăm la revedere de la 2020. An bun? A fost an bun că ne-am putut întâlni aici, că am putut povesti din alte puncte de vedere, din sute și sute de alte puncte de vedere. A fost un an pe care îl dorim uitat. Ăsta nu s-a consemnat în buletin, numai ne-a îmbătrânit, nu că ne-a adus ceva benefic, ceva lai și amar. Oare ne-a unit mai mult? Ne-a apropiat mai mult? Eu zic că da, cel puțin aici la mine pe canal ne-am apropiat. De luni până vineri, de la 10, am stat și am povestit. După aia am continuat în comentarii. Voi v-ați făcut abonament. A sunat clopoțelul dimineața. Ca să mă trezesc și eu, mi-ați luat o cafea de pe buymeacoffee.com/nicubendea. Cafeaua de astăzi este dată de diaspora. Mă, tot cu diaspora am loc. Am noroc. Acum nu că... Da, cu diaspora. Îmi scriu pe internet mulți oameni din multe țări. Mulți români plecați. Pe vremuri când aveam spectacole, ziceau, bă, Nicule, ce rău îmi pare că n-ajung la spectacolul tău. Aș veni, dar nu pot. Acum, ce faine-s videourile astea, ne regăsim în ele. Cum să te recompensăm? Cu o cafea mică, pe buymeacoffee.com/nicubendea, o cafea merge dimineața ca să avem energie. Cafea asta de astăzi vine din Florida, de la vechiul meu prieten Val Pandrea. La mulți ani cu sănătate îi doresc. Și mai noi prieteni, Sergiu și Dana din Dublin, Dublinul lui James Joyce. Mulțumesc frumos! Da, păi cum vine asta, domnule? Cum vine paradoxul ăsta? Afară sunt 4-5 grade, să merge până la 12 cu încălzirea astăzi și guvernul pregătește marele îngheț. Bă, parcă-i filmul ăla cu epoca de gheață, pe cuvântul meu, câțul ăsta, că el personaj de desen animat, dar... Totuși, vrea să înghețe salariile bugetarilor în 2021. Deci niciun bugetar să n-aibă nicio mărire. Deja se anunță proteste, se anunță scandaluri, om trăi și om vedea. Bine că măcar mai putem să bem ceva ca să uităm de aceste măsuri care vor să vină. Dar în Africa de Sud, gândiți-vă, în țara Africa de Sud s-au luat măsuri fără precedent din cauza pandemiei. Până în 15 ianuarie e interzisă comercializarea băuturilor alcoolice. No, chiar acum de sărbători, să tai, n-ai tu ce să pui pe masă de Revelion, de Bobotează, de Sfântul Ion. Nu v-ar fi rușine? Vedeți? Tot timpul se poate și mai rău. Se poate și mai rău. Nu mai avem noi colindători. N-am avut colindători de Crăciun. Cu plugușorul nu cred că o veni nimeni. Numai Duban, dacă mai merge la mormântul lui Ceaușescu, în fine. Dar alții colindă lumea, colindă frontierele, fără să aibă probleme. Președintele Iohannis a fost ieri în vizită la omologul său, Maia Sandu. Domnișoara Maia Sandu, șefa Moldovei, i-ați văzut în poze? Ori în alt Iohannis, ori ea minionă, că așa se uita la Iohannis și tă nu dădea de ochii lui. Au vorbit frumos, țări surori, vecine și prietene. Iohannis a promis 200.000 de doze de înțepătură pentru prietenii noștri moldoveni, bravo lui. Poate la schimb primim niște coniac de la Milești Mici și de la Cricova, să sperăm. Și Iohannis i-a înnoit sau i-a... făcut pentru prima dată invitația domnișoarei Sandu, a spus că o așteaptă în România, o așteaptă la el acasă, acasă care șase. Și apoi acum e micuță, poate sta în camera aia de la geam, cu geam. Problema e doamna Carmen Iohannis, nu știu dacă e de acord să vină Maia Sandu, că e tinerică, deșteaptă. Știți voi cum e aia? Apele liniștite s-adânci. Da, treaba lor, la lucrul lor. Noi mai bem o cafea, Val Pandrea. America e cu noi, Florida, mulțumesc, Sergiu și Dana, de pe Dublin. E bună o cafea dimineața. Se recomandă că acum și ministrul sportului, domnul Novak, Eduard Novak, a propus ca de când se reiau cursurile la școală, în prima oră elevii să facă gimnastică, să facă mișcare și să aibă curs de nutriție, adică să mănânce sănătos. Cam greu. După un ceas de transpirat, după aia mănânci, că dacă e nutriționist, îți dă nutreți, să mănânci niște germeni de aia, niște așa, nu apucă-te de la nouă de matematică. Așa se face pic sub mână, că deja tu vrei să faci numai exerciții, numai sport, numai... Da, eu de mic, sau cum să zic așa, când aveam de ales între sală și sala de lectură, mă duceam la sala de lectură. Se vede așa cum, nu-i așa? Căci că anul ăsta a fost un an bogat în traduceri. Un an bogat în traduceri, mulți autori români au fost traduși în străinătate. Și un an al pandemiei a fost un record de traduceri.
Păi nu ne-au tradus și ăștia din fruntea țării. Zilnic ne-au tradus cu câte o minciună. Acum și eu am citit, voi ce ați citit din autorii români? Eu am citit și am recitit vorba aia pe Mircea Horea Simionescu, Cosașu, Brumaru, Blaga, Blaga atât poezie cât și memorialistică, Ide Sârbu, Ide Sârbu. Erau vreo patru autori în țară care aveau literatură de sertar. Cel mai bun dintre ei, Ide Sârbu. Ce descrie el? Traumele, neîmplinirile pe care le-a traversat înainte de 89 și din păcate n-a apucat să vadă democrația, că îi părea și mai rău. Goma, Paul Goma, da? M-am mai citit niște aforisme din Pleșu, ceva din Liceanu și acum mă lupt cu o carte, mă lupt, vorba vine. Mihai Bendeac a scris o carte așa bio și autobiografic alături de mama sa, Emilia, Jurnalul unui burlac. O carte care se citește relativ ușor. Pentru cei mai fricoși are și poze. Nu știu dacă se va traduce ea în străinătate, dar are niște pasaje de suflet. Bendeac are darul ăsta, nu degeaba. El e Bendeac și o Bendea. Are și el darul ăsta de a împleti umorul cu drama, dulcele cu amarul. Ceea ce e interesant la cartea asta, că dacă o comandați, toți banii de pe cartea asta intră într-un cont, în contul ONG-ului lui Codin Maticiuc, care, cum bine știm, construiește o aripă de spital și renovează multe spitale în folosul micuților cu boli grave. Deci vă recomand să o comandați și în zilele libere pe care le aveți acum la sfârșit, început de an, să o citiți cu plăcere. Cu plăcere să o citiți. Cu plăcere de recomandare. Mersi de cafea. Da, în urmă, la sala de lectură mai putem merge dacă nu ne permitem o carte. Și de Ion Cristoiu, cred că ar fi bine să meargă și el la sala de lectură, pentru că de 6 zile nu mai are YouTube. I-a fost interzis accesul pe YouTube, că împrăștea fel și fel de teorii constipaționiste de astea. Nu-i frumos la 72 de ani să vorbești ca în curtea școlii pe YouTube. Băi, Cristoiule, ai făcut totuși. Ți s-a dat o șansă, ai făcut facultatea în Cluj-Napoca și acum la bătrânețe, iar te-ai dilit. Și că stănea maestru Cristoiu la geam și de acolo vorbește disperat că nu-l aude nimeni pe YouTube. Zicea că făcea 400 de euro pe lună din YouTube și aia erau banii lui și de-aia e în acasă. Uptea, mă, stai tu în banii aia când te cheamă la televiziunile astea cu orele, mergi tu gratis acolo? Hai să fim sănătoși și serioși. Serioși, numai serioși nu putem fi. Da, asta e viața. Asta e viața mai lungă, mai scurtă. Vedeți că și creatorul de modă Pierre Cardin a dat săracortul popii la 98 de ani. Bă, la 98 de ani nu mai e nicio pretenție, avere de 70 de miliarde de euro. Bă, ăsta a fost creator de modă. Nenel Iliescu și-l aduce aminte. Pierre, Petric, așa cum îi spuneam noi, un băiat talentat, tot timpul cu farfecele în mână. Noi jucam farfecă, hârtie, piatră, el se juca cu farfeca în atelierul de croitorie. Ne asemănăm, a zis Neanelu Iliescu. El croia haine, eu croiam cu minierii intelectuali din piața universității. Așa e, domnule, la bătrânețe, nu mai știi ce zici, uite-te, Stallone. Și-a luat o proprietate în Florida cu 35 de milioane de dolari. Am o treaba lui pe banii lui. De aceea m-a surprins faptul că Stallone și-a luat casa pe proprietatea aia, o casă care are 7 camere și 12 băi. Băi, nene, cum vine asta? Trebuie să fii în gardă, că după o vârstă nu te mai interesează living-ul, sufrageria, camera mică, camera mare, biblioteca, nu. Să fie băi cât mai multe și cât mai aproape. Că prostata, cu prostata nu-i de joacă, a zis deștept mama. Cafea bună, pe America, de la Vlad, de la Val, de la Dublin, Dublinul lui Joyce. Mulțumesc, Sergiu, mulțumesc, Dana. Vă aștept și pe voi pe buymeacoffee.com/nicubendea cu o cafeluță ca să ne punem în mișcare. Ne mai vedem și mâine, când este 31, într-o zi de joi. Încep zilele libere, până duminică stăm liniștiți. Vă doresc un sfârșit de săptămână relaxat și relaxant și să întâmpinăm cu bucurie sosirea anului 2021. Să ne pregătim pentru cei mai bine, că cei mai rău, cei mai nasol, cei mai trist, să sperăm că am văzut suficient în anul ăsta pe care ne pregătim să-l încheiem.
Să tragem o linie și apoi să adunăm.